Bun găsit din nou! Astăzi voi continua seria decorațiunilor pentru brăduțul de Crăciun. În această seară aș vrea să vă arăt cum se tricotează o steluță cu 6 andrele, steluță în 5 colțuri. Astăzi vă voi arăta cu acest fir acrilic de la Classic și cu andrele numărul 3. Da? Deci voi folosi andrelele de ciorapi, doar că astăzi voi lucra cu 6 andrele. Pentru a realiza aceste steluțe, va trebui să montați pentru fiecare andrea același număr de ochiuri. Eu am început deja primul rând și am montat 60 de ochiuri. Deci steluța mea va avea pe fiecare latură câte 12 ochiuri. Deci, am montat 60 de ochiuri și acum vin cu fiecare andrea și împart aceste ochiuri pe fiecare andrea. Deci, câte 12 ochiuri pe fiecare andrea. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Dacă vreți, puteți să tricotați aceste steluțe și cu andrele circulare. Eu vă voi arăta cu aceste andrele de ciorapi. Deci, separăm ochiurile și punem pe fiecare andrea câte 12 ochiuri. Deci, am terminat de împărțit cele 60 de ochiuri. Și acum urmează să vin să fac primul rând. Și înainte de a începe, aș vrea să vă mai spun că dacă vreți ca steluța dumneavoastră să vă iasă mai mare, veți monta mai multe ochiuri. Ochiurile trebuie să fie pare pe fiecare andrea. Și vom face în felul următor. Deci, unesc și vin și tricotez primul ochi. Deci voi avea de tricotat 4 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4. Primul rând e puțin mai dificil, dar ne descurcăm. Deci 4 ochiuri pe față, apoi aici urmează să scădem 2 ochiuri și vă arăt cum scad eu. Deci au al doilea ochi, pe primul și pe al doilea le trag jos de pe andreaua din stânga, pe primul îl repun pe andreaua din stânga, următoarele două ochiuri le iau împreună, deci voi scădea un ochi, e un pic mai dificil că am făcut primul rând mai strâns, apoi ochiul din mijloc, care l-am luat pe andreaua din dreapta, îl trag peste cele două ochiuri luate împreună. Și astfel am scăzut 2 ochiuri. Mai am de tricotat alte 4 ochiuri pe față, de pe prima andrea. Și ultimul ochi îl voi tricota pe dos. Acum trec la andreaua următoare și voi proceda la fel cu toate cele 5 andrele. Deci am 4 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, urmează scăzătura, apoi alte 4 ochiuri pe față, și ultimul loc de pe andrea îl voi tricota pe dos. Și trec la următoarea andrea. Și voi tricota 4 ochiuri pe față. Căzătura. Și
alte patru ochiuri pe față și ochiul pe dos. Și trec la următoarea andră. Și voi proceda la fel. Și am terminat deja primul rând și acum trec la rândul al doilea. De data aceasta va trebui să facem câte 3 ochiuri în ambele părți. Deci avem una, două, trei ochiuri. Apoi urmează scăzătura și deja se vede colțul steluței cum se formează. Deci scăzătura din mijloc. Alte 3 ochiuri pe față. 1, 2, 3. Și ochiul pe dos. Și trec la andreaua a doua. Și la fel voi face 3 ochiuri pe față, scăzătură, alte 3 ochiuri pe față și ochiul pe dos. Și la fel voi proceda cu toate andrelele. Și am terminat și acest rând și urmează rândul numărul 3. La rândul numărul 3 vom tricota câte 2 ochiuri pe față de o parte și de alta a colțului. Deci una, două, apoi urmează scăzătura alte 2 ochiuri pe față și ochiul pe dos. Și trec la următoarea andrea. Și voi face 2 ochiuri pe față, scăzătura, alte 2 ochiuri pe față și ochiul pe dos. Voi trece la andreaua următoare și la fel, voi face 2 ochiuri pe față, scăzătură, alte 2 ochiuri pe față și ochiul pe dos. Și trec la următoarea andrea. 2 ochiuri pe față, scăzătură, două ochiuri pe față și ochiul pe dos. Și mai am încă o andrea de la acest rând. Capătul acesta, da? Este ghid. Deci după el mă orientez. Acolo este începutul steluței. Deci 2 ochiuri pe față, scăzătură și 2 ochiuri pe față și ochiul pe dos. Și am terminat și acest rând. Urmează următorul rând, rând în care vom face doar un ochi pe față, scăzătură, un alt ochi pe față și ochiul pe dos. Și trecem la andreaua următoare și facem un ochi pe față, scăzătură, un ochi pe față și un ochi pe dos. Și continuăm la toate andrelele la fel. Scăzătură, ochiul pe față, ochiul pe dos. Un ochi pe față, scăzătura.
un alt ochi pe față și ochiul pe dos. Și am un ochi pe față, scăzătura, ochiul pe față și ochiul pe dos și am mai terminat un rând. Și am rămas la cele trei ochiuri pe care trebuie să le scădem și ochiul pe dos. Și venim direct, intrăm cu andreaua la ochiul din mijloc ca să facem scăzătura, da? Deci, scădem cele două ochiuri și ochiul pe dos. Ochiul pe dos. Scăzătură. Ochiul pe dos. Scăzătură. Ochiul pe dos. Scăzătură. Ochiul pe dos. Și am ajuns la ultimul rând. Da? Deci am rămas cu câte două ochiuri pe fiecare andrea. Și acum le voi lua împreună și o andra o punem la odihnă. Apoi voi scădea următoarele ochiuri. Deci ochiul care mi-a rămas de la andreaua precedentă, îl repun pe andreaua din stânga și toate aceste trei ochiuri le iau împreună. Și am mai scăpat de o andrea. Deci acest ochi îl repun pe andreaua din stânga și toate cele trei ochiuri le iau împreună. Și am mai scăpat de încă o andrea. Deci scădem aceste ochiuri. Am mai scăpat de o andrea. Și am ajuns la ultimele trei ochiuri. Le-am luat pe toate împreună și fac și nodul de final. Și am scăpat de cele șase anderele. Acum voi tăia firul un pic mai lung ca să-i fac și tortița. Voi lua acul. Voi trage acest fir, deci capătul de final. Ia uitați cât de bine arată steluța mea. Voi băga acest capăt de fir în ac. Da? Voi încerca să umplu acest spațiu de aici, venind cu acul. Și asta a fost toată treaba. Și acum voi încerca cu acest fir să ajung aici în vârf, în vârful steluței, ca să fac și tortița. Și voi băga acul pe dedesubt ca să nu se vadă și ies exact în vârf. Dacă vreți să-i croșetați tortița, cum vreți dumneavoastră, eu o las așa fără să o mai croșetez. Mai fac încă un nod. Și acum vin și ascund acest capăt
Tot așa am să intru pe aici. Voi tăia acest capăt. Da? Și urmează să ascund și capătul de început. De data aceasta voi intra pe dosul lucrului și îl voi ascunde pe dos. Și am să tai și acest capăt și steluța mea tricotată este gata. Uitați cât de frumoasă a ieșit și pe o parte și pe cealaltă. Steluța aceasta roz am și apretat-o, dar nu cred că este cazul. Deci așa arată apretată, da? Și așa este neapretată. Dacă vreți să faceți steluțe mai mari, v-am spus, montați mai multe ochiuri. Cu acest model de steluță puteți să faceți și pernuțe pentru copilașii dumneavoastră sau nepoței. Sper că v-a plăcut steluța mea de astăzi. Vă doresc să aveți mult spor în toate, multă sănătate și vă aștept cu drag și la alte tutoriale.